Toamna ne-a surprins într-un mod foarte plăcut, oferindu-ne această superbă vreme călduroasă la început de noiembrie. Suntem pe Valea Acrișului sau Valea Neagră, în județul Bihor, ne aflăm la 70 de kilometri de Oradea. Sunt Mihai Dacin și împreună cu echipa Discover Bihor vă poftesc la evenimentul de lansare al traseului bisericilor de lemn din România și implicit din județul Bihor. Traseul bisericilor de lemn din județul Bihor face legătura cu ruta cultural-turistică a bisericilor de lemn din Satu Mare și Maramureș, pentru că ne unim cu județul Satu Mare pe la Boianu Mare, pe aici pe unde avem o biserică de lemn care face parte din rută. Ruta poate porni din Oradea. Aici avem ruta cultural-turistică a bisericilor de lemn din județul Cluj. Aici suntem noi la Valea Crișului. Acest drum duce pe drumul european care face legătura cu Clujul. Continuă prin pădurea Craiului, prin platoul Damiș și ajungem în zona Beiuș, aici în zona Roșia, unde și zona Vadul Crișului, zona Roșia, unde avem diferite activități alternative care pot fi făcute de către turiști. După care ajungem în Frunață, care este la poalele munților, la poalele Parcului Natural Apuseni. Aici avem o biserică de lemn din bârne de lemn, dar acoperită cu lut pe exterior. După care aici practic este județul Alba, deci face legătura și cu județul Alba. Această biserică este tot în acest traseu. Și în ultimul rând avem în sudul județului complexul monahal de la Izbuc, care face legătura cu județul Hunedoara. Am reușit să adunăm câteva județe, cam 7 sunt până în prezent incluse în această rută. Noi avem un sistem de recunoaștere a rutelor cultural-turistice prin care recunoaștem dacă s-au unit 3 județe și au făcut o rută, o desemnăm la nivel național, dacă sunt 2 localități la nivel regional și pot fi și la nivel local. Și uite cum aceasta practic este prima rută pe care noi o lansăm oficial astăzi, o rută cultural-turistică a bisericilor de lemn din România, la nivel național. Mă gândeam să dea Dumnezeu, indiferent dacă o să fie greu, să o certificăm și la nivel european și să putem să venim cu plus valoare în cadrul acestor pachete turistice, de turism religios, în cadrul pachetelor de pelerinaje, în care să aibă de câștigat, să experimenteze, să trăiască emoții pozitive cei care vin, dar și comunitățile să poată să vină, să crească, să vină un venit. Bineînțeles, când vorbim de produs turistic, cel care vine, turistul consumă, iar acele resurse aduc valoare și bunăstare comunității și pot să continue ceea ce există. Datează din anul 1761, după 1935, când a fost ridicată biserica de piatră, care se află în suful satului, ea a preluat hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, un hram des întâlnit în zona aceasta a județului nostru, pentru că românii din această parte de țară au avut o mare evlavie la Sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel, și de aceea au schimbat, se pare, și hramul acestei sfinte biserici. După cum observați, biserica este construită pe o fundație din bolovan masiv de piatră, piatră de râu. Are o lungime de 13 metri jumate și o lățime a navei de 4 metri jumate. Meșterul Groze Ilie a construit biserica până la nivelul grinzilor superioare, până la acest nivel de aici, înainte de a începe acoperișul, practic. Și se pare că nu i-a ajuns materialul de construcție. De fapt, care este scopul acestei rute cultural-turistice a bisericilor de lemn? Practic, se vrea o experiență în cadrul unui pachet de vacanță împreună cu alte experiențe pe care să le trăiască turiștii în momentul în care vin în județul Bihor.
În România sunt peste 1400 de biserici de lemn, însă nu toate își păstrează autenticitatea. Cea lângă care ne aflăm este construită în 1761, poartă hramul arhanghelilor Mihail și Gavril și este singura biserică din Bihor care încă mai păstrează, așa cum se vede în imaginile din spatele meu, urme ale picturii pereților exteriori. Aflându-ne pe o culme foarte înaltă, putem spune că biserica face acel axis mundi, unește cerul cu pământul. Uitându-mă la tur, la clopotniței, pot să spun că este înaltă de 12 metri. Și foarte important, printr-un proiect, șindrila care acoperă această biserică va fi înlocuită. Pentru că timpul care s-a scurs, intemperiile, dar și păsările sau insectele și-au cam pus amprenta asupra șindrilei. Dacă ne uităm pe partea exterioară, observăm faptul că avem un fel de cerdac, un fel de balcon exterior sau târnați, cum se mai numește în județul Bihor. El este sprijinit de 5 stâlpi unde se observă sculptura. Dacă ne uităm la intrare, chiar deasupra ei o să observăm niște inscripții cu litere chirilice. Sunt practic numele celor care au contribuit la construirea acestei biserici, respectiv cel care a realizat inscripția. Dar haideți să pătrundem înăuntru. E liniște, e răcoare și totul pare la o dimensiune mult mai mică față de ceea ce suntem noi obișnuiți să vedem. Bine ați venit în Pronaos, o zonă dedicată femeilor. O să observați de altfel niște picturi ale unor fecioare, dar și motive cu Maica Domnului în această zonă în care observăm că avem ca și culori prioritare albastrul, care reprezintă adevărul, verdele, care reprezintă renașterea, și roșul, care reprezintă sacrificiul. Ca și o particularitate, vom observa această fantă, această scobitură, care îți oferă practic vizibilitate din această zonă a Pronaosului în Naos, unde vă invit chiar acum. Pornind din stânga și continuând în partea dreaptă, o să vedem că pictura din Naosul Bisericii de Lemn de aici, de la Valea Crișului, reprezintă practic ultimele zile a lui Iisus Hristos, de la momentul în care a fost răstignit, patimile Mântuitorului până la înviere. În planul superior vedem în partea dreaptă picturile evangheliștilor Luca și Ioan, iar în stânga sunt Marcu și Matei. Iar aici la balcon sau în podul bisericii putem să vedem o pictură cu Sfântul Ilie. Mă uit la cata pe teasmă, foarte frumos realizată, și dincolo de ea vă invit să admirați altarul. Discutăm cu doamna Ana Popa despre tradițiile locale și despre cum primește comunitatea locală vestea că această biserică de lemn intră într-un traseu cultural recunoscut la nivel național și chiar internațional. Pentru noi este o mândrie, o onoare, ceva ce nu se poate scrie în cuvinte. Odată cu venirea părintelui paroh de acum Duluș, dânsul a zis, hai să vedem ce se poate face, să vedem, și ne-am unit o familie, două, trei, cinci, și am reușit, încet. Unul a curățat în cimitirul, altul a făcut curățenie în biserică. A fost propunerea dânsului în cursul săptămânii, dacă avem sărbători. Hramul bisericii, Sfântul Ilie, bisericile, sărbătorile de vară, în general, în cursul săptămânii, când populația e mai puțină, s-a intrat la liturghie aici. A fost un imbold. Au fost familii de străini. Am avut o familie de nemți, venind la noi aici într-un circuit, au dorit să-și încreștineze un copil. Au venit din Germania să-și boteze copilul aici. Au cerut straie populare să se filmeze, să aibă o amintire până când copilul se va căsători și dacă se va putea să se curune tot aici. A fost o mare mândrie pentru noi. Venim aici într-un cadru idilic, dar cu siguranță după ce vizităm și după ce ne plimbăm pe aceste plaiuri foarte frumoase îmbrăcate în haine de toamnă, ne apucă foamea, pentru că și aerul de munte ne sporește pofta de mâncare. Bineînțeles. Și atunci, dumneavoastră? Noi începem, vorba românului, o țuică bună la noi pălincă. Un pahar de pălincă ne spală greața dimineața, vorba bătrânilor. Și apoi o plăcintă cu brânză, făcută pe plita sobei. Noi îi spunem plăcintă pe cândalău, tradițional. Un aperitiv, un cârnaț, o slănină bună, un cardaboș, o șuncă, o ceapă roșie bătută și făcută cu sare,
să deschidă pofta pentru mâncare. Gastronomia locală este una foarte bogată, foarte și bogată, da. Facem trimiterea oarecum la tradiții, pentru că suntem imediat în pragul sărbătorilor de iarnă și cu siguranță aspectul ăsta gastronomic este destul de serios. Da, și în timpul toamnei așteptăm tăiatul porcului. E o sărbătoare, un festin. Noi zicem că e ca și la noi, și ca și la noi nu-i nicăieri, zicem noi. Tăiatul porcului, tradiția de la înjunghiatul porcului, chematul vecinilor să țină porcul pentru înjunghiere, un pahar de pălincă, o plăcintă, seara pomana porcului, cu vecinii, cu cei care au ajutat, că de obicei nu se lucrează o singură familie, în grup, vecinii. Azi la unul, mâine la celălalt, o jumară, un cârnat, o slădină friptă, un pahar de vin și pomana porcului s-o cam terminat. În schimb, la sărbători, atunci începem din nou. Zamă, popricaș, la noi aici suntem influențe maghiare, popricașul, e o tradiție. Acum mai nou bograciu, făcut la ceaun afară, servit în comunitate, servit în vase de lut, cu o felie de pâine coaptă în cuptor, sarmalele cu orez, carne și pisat, la noi li se spune tășcoi. Apoi mămăliga făcută la ceaun lângă un păstrăva fumat. Și urmează desertul, cozonac cu nucă, brânzoici făcute cu brânza dulce, moșocoarne cu prune în perioada asta, acum e toamnă, plăcinta cu măr, noi zicem prăjitură, deși ar fi o plăcintă, lângă un pahar de vin merge minunat. Vă așteptăm cu mare drag și în toate anotimpurile, fiecare anotimp are specificul lui, primăvara e un fel de alimentație, în timpul verii altfel, toamna altfel și iarna se adună toate împreună. Haideți în zonă și o să plecați cu burta și cu straița plină. Vă așteptăm cu mult drag și cu mesele întinse. Fostul meu coleg de radio, Gabi Bonaciu, de data aceasta coordonatorul unui proiect pe care încercăm să-l popularizăm nu numai la nivel local și județean, ci chiar la nivel național și internațional. Te felicit pentru această idee și spune-mi de unde a venit. Mulțumesc frumos și mulțumesc în numele tuturor celor care au fost implicați și sunt implicați în continuare în acest proiect, Ruta Cultural-Turistică a Bisericilor de Lemn din Bihor și din România, pentru că astăzi am lansat practic și Ruta Cultural-Turistică a Bisericilor din România, împreună cu cei de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Direcția de Turism și invitații din Suceava, Neamț, Maramureș, Episcopia Maramureșului și Sâtmarului și Maramureșului, un proiect care este realizat în colaborare cu de Agenția de Management a Destinației Bihor, împreună cu Parohia Ortodoxă Valea Crișului, de aici din Comuna Bratca, și Episcopia Română Ortodoxă a Oradiei. Ideea practic a venit în urmă cu 4 sau 5 ani, atunci când am demarat Redescoperă Bihorul pe bicicletă, Biserici de Lemn. Și atunci am avut câteva trasee itinerante în care, o ocazie cu care, cei care au participat au putut vizita Biserici de Lemn din diferite sate și comunități locale din județul Bihor, de care nici nu știau că există, nici nu știau că acele localități sunt în județul Bihor și nici nu știau că avem un asemenea patrimoniu atât de bogat, un patrimoniu cultural cum sunt aceste biserici de lemn. În același timp, oamenii, participanții la aceste evenimente, au reușit să socializeze cu comunitatea locală, să deguste, ați discutat înainte, ați povestit cu doamna Ana de aici din Valea Crișului, să deguste produsele specifice de sezon ale fiecărei comunități. Și nu duce în lipsă din acest punct de vedere, la fel cum nu duce în lipsă nici de monumente istorice, biserici de lemn în special, și nu duce în lipsă nici de rețete bune care pot fi degustate oriunde te vei duce în județul Bihor. Ținând cont că avem o gastronomie românească, maghiară, slovacă, chiar influențe evreiești, chiar influențe țigănești, le putem spune, pentru că au toate aceste comunități mici au contribuit oarecum la multiculturalitatea județului Bihor, toate pornind de la comunitățile locale, de la oamenii aceia simpli, primitori, harnici și în același timp, n-ar spune zglobii, dar veseli, foarte primitori, foarte șugubăți, dacă vrem să le spunem așa. Și apropo de asta, ai făcut deja o pasă, fără să știi, la următorul nostru material, care pentru luna decembrie vorbește despre tradițiile locale și încercăm să ajungem în aceste comunități. Însă și tu și eu știm că în județul Bihor sunt de ordinul zecilor aceste biserici de lemn.
Ce le califică pentru a intra într-un traseu? Fiindcă din ceea ce am văzut, voi ați selectat probabil mai puțin de 10. Să știi că nu le-am selectat noi. Mesajul pe care l-am transmis tuturor preoților din Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, care au biserici de lemn în patrimoniu, în parohie, a fost un mesaj adresat tuturor. În sensul că biserica de lemn pe care o au ei în parohie poate fi valorificată turistic, integrând celelalte activități turistice. Și am să plec de la activitățile de aventură, de exemplu, cicloturism, drumeții, speoturism, rafting, călărie și nu în ultimul rând atelierele meșteșugărești. Având acest patrimoniu, biserică de lemn, activități care se pot desfășura în apropierea lor și plus să nu uităm zonele de cazare, pensiunile, hotelurile, cu diferitele lor facilități care le au în funcție de cât au investit fiecare dintre ele. Și toate acestea îmbinate, că oarecum biserica de lemn, ruta bisericilor de lemn este o experiență în cadrul acestui pachet de vacanță care poate fi desfășurat în județul Bihor, ținând cont că avem un patrimoniu atât rural cât și urban. Nu uităm de Oradea, unde Oradea înflorește și are, scoate în evidență bijuteriile, cultura, toată partea de arhitectură, de Art Nouveau, muzeele, traseele care le pot face cetatea Oradea și toate celelalte activități de agrement, plus băile Felix, care e un magnet, este un magnet pentru turiști. Numai departe avem Parcul Natural Apuseni, unde din nou avem cel mai frumos cars din țară. Toate acestea îmbinate, practic, îți oferă și va oferi turiștilor încă un motiv în plus de a sta în destinația turistică Bihor. E clar că fără implicarea comunității locale, povestea de aici, de la Valea Crișului, nu ar fi atât de frumoasă. Ne despărțim de această biserică cu gândul că există o șansă pentru toate aceste monumente din România care merită o șansă și trebuie salvate. Sunt sute de ani de istorie dincolo de această incursiune de probabil sute de kilometri pentru a le vedea. Aici, cu această poveste, am încercat să demonstrăm faptul că nicăieri nu se împletesc mai bine istoria, religia, cultura, tradițiile și, de ce nu, gastronomia localnicilor, pe care sper să-i vizitați și voi. Descoperiți județul Bihor și comorile sale.